Continuă al 2009, aprobare de prezența de tenis a Clubului Sportiv Olimpia București. Este un sportivor. Are intrat între primele 100 jucătoare la începutul mondial la Voltier, ce se înfinanță de simplu și se înfinanță de dublu la Nuremberg Gaston Ladies, în Austria, turneul WTA. Este câștigătoare de simplu la, în Marseille, turneul 200 de dolari plus acomodare, plus 100 de dolari. Este semifinalistă de simplu la Bogota, la Andalusia Tennis Experience și la Varsovia, toate turnele WTA. Este semifinalistă de dublu la Gare de France-Suez Grand Prix, turnele 200 de dolari, de asemenea turnele WTA. Este semifinalistă de dublu în, la Princess Lala Marien, la Vântalurghie. Este semifinalistă de dublu la Atena, la turnul 200 de dolari, foarte multe turnee. Este prezentă de asemenea toate la turnee de Grand Slam din Rândul Semifinalelor, Australian Open, cum aș face calificări, Roland Garros, Wimbledon și US Open, la Wimbledon trecut și în turnul acesta. Și a fost prezentă împreună cu Maria Muzonescu, șoful de fetcat al României, la barajul grupei 1, Europa Africa, din Estonia, februarie 2009. Sportivul anului 2009, Raluca Bravo. În anul care vine și sper că și anul viitor, în aceea zi ca astăzi, să putem să ne mândrim cu rezultatele noastre. Aș vrea pe final să vă spun că funguțele voastre de cadouri încă nu sunt bune. Doi dintre parteneri au fost plecați până astăzi. Nu au reușit să ajungă la timp. Sper să ajungă la timp până când plecăm de aici. Este vorba de către Open Tennis, un alt partener media, care de asemenea îl găsiți lângă terenuri, și ANA Sport Total, importatorul direct al produselor valorate în România. Au câte un premiu, sper să ajungă. În cazul în care ne ajung, produsele care vă sunt desfărate, vor fi date pe dată ulterioară. În încheiere, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați venit în număr atât de mare aici. Știu că este o perioadă dificilă anul în care fiecare își stabilește un program. Cu siguranță ne vom regăsi și la aceeași perioadă aici, atât timp cât eu voi fi aici. Nu știu ce se va întâmpla cu... în cazul care este altcineva aici. Profit de faptul că este toată lumea și încerc să vă reamintesc faptul că chiar dacă nu se vede uneori secția de tenis a Clubului Sportiv de București ce se miște, este foarte multă bătaie de cap și este foarte multă greutate în acest proces. Depindem, așa cum știți, de către un minister care este dezavantajat total față de acum Ministerul Sportului. Singurul lucru care ne ține în viață este voi, de asta am și luptat foarte mult să vă ajut aproape, pentru că tot ceea ce se întâmplă în cadrul unui club este datorită vouă, datorită antrenorilor, datorită conducerii. Și singurul lucru pe care o să vi spun este că atât timp cât vă luptați, să vă ajutați și pe margine. Toate rezultatele voastre vor fi aprobate, premiate, spuse, promovate și asta devine foarte mult de către voi. Sper să înțelegeți acum la sfârșit de an și începând de an nou că datorită faptului că Olimpia București este un club departamental, anumite performanțe sau anumite lucruri nu sunt așa cum ne dorim. Astfel că sunt jucătoare sau sunt jucători care reușesc să câștige turnee extraordinare, turnee importante, pe care noi nu putem să le premiem. Singurele turnee pe care putem să le premiem sunt campionate naționale. De asemenea, începând un număr limitat să sprijinim sportivii,
anumite facilități și aveți toată încrederea că aceste facilități sunt date pe baza performanței și nu pe baza intereselor personale sau pe baza intereselor comune. Punctez cu faptul că ele sunt acordate de la an la an, deci nu există niciun fel de extensie. Dacă am obținut acum de an un titlu, pot să obțin aceleași facilități. Respectiv, de la 1 decembrie 1 ianuarie până în anul următor, când se fac următoarele reintări. Vreau să știți la asta. Și aș vrea să vă amintesc că ori de câte ori aveți ceva de spus sau aveți ceva de cerut, puteți apela la mine. Mai departe, nu sunt lucruri noi. Sper să reușiți în continuare să duceți performanța înainte. Eu personal vă doresc să fiu ceva logist, în anul nou cât se poate de liniștit. Și la anul vremea asta să rememorăm împreună ce ați mai reușit, da? Și în primul rând să fiți sănătoși. Asta este cel mai important lucru. În încheiere, dacă se poate. Să-i premim, dacă se poate, din partea unor persoane bine intenționate, din cazul clubului, pe cei care au făcut posibil această sărbătoare. Domnul Iovănescu, dacă se poate, să mă invitați să vă luați un mic premiu. Și încă două, trei cuvinte, dacă se mai poate, pentru că e emoționat la prima dată. Copiii vor să vă audă vorbind. Dar vorbesc mai greu decât țip, probabil. Mulțumesc mult. Citesc și să mă mai perfecționez în continuare, ceea ce chiar îmi doresc. Eu în prima locutire n-am reușit să termin să vă urez toate cele bune pentru 9 ani. Și mi-a plăcut foarte mult cum a început video, că sănătatea e mai presus decât orice. Și mai ales pentru sportiv de performanță. Unii știu de ce. Și de aceea vă doresc ca anul viitor, cu adevărat, să fie mai bun ca acesta, la toată lumea. Fiecare pe plan tenisistic, dar și pe plan personal, unde majoritatea dintre voi, toți, sunteți în formare și să puteți deveni oameni în deplinătatea tuturor aspectelor, atât umane cât și sportive. Vă mulțumesc și la mulțumesc! Să-și duce vreo, pentru că și el zi de zi face toate vreo.